Da, Ionuț, să vedem cum arată cifrele în țara noastră la acest capitol. Un jucător important de pe piața de energie a realizat un studiu despre utilizarea sistemelor de răcire în locuințele din România. Haideți să aruncăm și noi o privire peste date. Aproximativ o treime dintre gospodăriile din țara noastră sunt dotate cu cel puțin un aer condiționat. Conform unui studiu sociologic realizat în luna mai a acestui an, 80% dintre românii care dețin un sistem de răcire folosesc aparate de aer condiționat, iar puțin sub 20% preferă ventilatoarele. În ceea ce privește frecvența utilizării, 43% dintre respondenți folosesc aerul condiționat doar în zilele caniculare, iar alți 42% dintre cei care au răspuns la acest sondaj îl folosesc zilnic pe perioada verii. Pentru a obține confortul dorit, peste 2/3 dintre utilizatori folosesc aparatul între 1 și 4 ore pe zi, 22% între 4 și 6 ore, iar cam 10% folosesc peste 6 ore pe zi aparatul de aer condiționat. Când vine vorba despre temperatura preferată, peste jumătate dintre români preferă să aibă în locuințe vara cam 21-23 de grade Celsius. Aproximativ 23% vor temperaturi ceva mai scăzute, sub 20 de grade, iar 18% se simt bine și cu temperaturi ceva mai ridicate, de peste 24 de grade. Doar 1,5% dintre respondenți se simt confortabili la peste 26 de grade. Vedem că datele arată o așa zisă dependență de aerele condiționate pe perioada verii, dar nu trebuie să uităm și de mentenanța aparatelor. Acestea pot reprezenta adevărate pericole pentru sănătatea noastră dacă nu sunt curățate periodic. Praful și bacteriile care se strâng în filtrele aerului condiționat sunt răspândite în camerele unde sunt amplasate aerele. Și să știți că, din păcate, doar 45% dintre respondenți fac o verificare anuală a aparatului, 17% fac verificare odată la 2 ani, iar sfatul specialiștilor, să știți că, este să ne verificăm aparatele de cel puțin 2 ori pe an, la începutul sezonului cald și la începutul celui rece, pentru a asigura o funcționare optimă. Iar termostatele inteligente devin din ce în ce mai populare. Aproape 2/3 dintre români declară că folosesc astfel de dispozitive pentru controlul temperaturii, iar alți 31% sunt interesați să achiziționeze unul. Termostatele inteligente pot aduce economii semnificative la factura de energie electrică. Putem astfel ajusta automat temperatura în funcție de preferințele noastre. Așadar, utilizarea aerului condiționat este esențială pentru confortul nostru în zilele toride de vară. Totuși, este important să fim conștienți de întreținerea corectă și utilizarea eficientă a acestor aparate pentru a beneficia de toate avantajele lor.